Mănânc umil, meleagul unei jocurile se bulucesc, dai un pic și ei cu carul. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din... Era să zic Minecraft perfectul greu. <laughs> Enigmatica 2 Expert. Suntem într-o cameră specială pe care am făcut-o off-camera. Camera de sortare finală. Um, știm noi că... Avem un Ender Chest cu alb-alb-alb, în permanență sunt adăugate itemele de la mob farm-ul nostru, da? Ei bine, majoritatea din aceste iteme avem deja o cameră din asta de, de compact, ce aici, compact machines, cu sertărașe, da? Buba cea mai mare pentru mine a fost cu armurile. Ce mă fac eu cu toate armurile astea? Cum reușesc eu să le sortez cumva? Asta a fost cea mai mare problemă pentru mine. Drept urmare, am venit cu, ca, ca și soluție, am venit cu camera asta. Da? Ce se întâmplă aici? De afară, din ăla cu alb-alb-alb, da? itemele suplimentare care nu sunt sortate în sertarașe ajung în cele din urmă aici. Asta înseamnă că aici ajung practic armurile și armele. Ceva de genul ăsta. Da? În primul și în primul rând vedem că aici avem o din asta cu niște uh, speed upgrades care, atenție, um, uh, țevile astea scot o pe secundă, da? Și, dar ele scot în mod normal 4 iteme pe secundă. E, o speed upgrades-urile astea tot o pe secundă, dar scot din ce în ce mai multe, în momentul de față jumătate de stack. Opa, nu, 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 nu-mi nu, da mie, te frumos, îmi pare rău, iartă-mă. Ok, deci iese de acolo din cuforul ăla și am niște priorități puse pe aici. În primul și în primul rând, nu, stai, care mă. O prioritate un pic mai mare, 10, cu un filtru, să-mi arunce la cușuri de gunoi din prima niște undițe, niște arcuri și de asemenea witch hat-ul ăsta, care nu avea rost să țin, pe nicăieri că nu o folosim absolut deloc. Um, una la mână și doi la mână. Am încercat să o pun într-un sertăraș, dar se pare că în sertăraș nu știe să se stacheze. Deci eu am sertăraș de, nu știu, 64 de stack și tot ce era suplimentar venea tot în camera asta, venea să fie. Drept urmare am zis hai să ștergem tot ce înseamnă WeChat. Ok? Deci în primul rând încercăm să băgăm acolo, da? După aia, care e următoarea prioritate cea mai mare? Dacă nu mă înșel eu cu ăsta? Da. Cu ăsta cu cristale, o prioritate de 50, une, -am, îl știm filtrul ăsta. Tot ce înseamnă uh, cristale, ignorăm metadata și ceva consumabil. O să vedem la un moment dat când ne apucăm de Stormcraft, că o să ne ajute destul de mult prostiuțele astea micuțe, da? Bun, deci aici încearcă să intre inițial. Ce se întâmplă aici? Aici să vă un mecanism ca să înțelegeți că după aia totul e clonă, da? Stai să-mi iau ăsta să pun o loc ca să pot să ies de aici să zbor. deci... Cristalul vine aici pe acest converbel. Converbel tu vedem că e unul special, dropping converbel, ceea ce înseamnă că el încearcă să bage în inventarul de dedesubt. Da? în momentul în care inventarul de sub el se umple, trece mai departe itemul și îl bagă în, acest, în, această țeavă de Thermal Dynamics. Observăm că țevile astea se conectează în cele din urmă la coșul de gunoi. Deci, practic, în momentul în care se umplă cuforul, tot excesul este șters. Da? Și putem să vedem cel mai bine unii șteticule? Stai, o, uite, la cuforul ăsta de Ironwood este plin, deci tot ce înseamnă armură de Ironwood suplimentară, este băgată în țeavă și ajunge la coșul de gunoi. Atenție, o chestie pe care n-am realizat-o. Trebuie să puneți la intrările la asta servo. Uh, nu trebuie să-l activați sau ceva genul ăsta. servo sta acționează ca un fel de dop. În ideea că poate să intre ceva în țeavă, dar nu poate să mai iasă înapoi. Pentru că inițial nu aveam servo și... Super. Stai că le absorb firar. Uh, nu aveam servo și uh, se duceau la la toate ieșirile până reușeau să ajungă undeva în cele din urmă. Da? Dar așa, practic, avem o singură ieșire posibilă în sistemul ăsta de țefi. Și acum m-am întrebat, bă, scrie dar ce bă cu sistemul ăsta De ce l-ai făcut așa? Bă, aveam nevoie cumva, nici nu știu cum să vă explic. C cum... Ca și cum aș fi avut niște hopăre, deci pur și simplu vreau filtrul să-l pun aici la intrare și să umple până la refuz și după aia excesul să, să fie șters, da? Și asta a fost soluția pe care am gândit-o eu. Am încercat să fac cu țevile de extra utilities. Nu se conectează la astea de endra Am, început, am încercat să conectez direct item datul la astea de endra eu. Iarăși nu se conectează. Ce s-a conectat și ce țeavă mi-a permis comportamentul ăsta au fost doar astea de de immersive engineering. Da? Și pe asta item doctorurile le-am făcut. Uite, acum realizez că aș fi putut să pun uh, convers peste tot. Uh, le-am făcut pentru că le aveam deja. Le aveam deja pe astea cu impuls ducts. Astea se fac super ieftin. L am mai făcut 12 din asta. Cred că mai am item dacă pe undeva în, în sistem. Da? Nu știu ce să vă zic, dacă era, poate că ar fi fost mai bine să le facem pe toate cu converbels, dar uh, oricum, dacă intri aici cu, ați văzut deja că am absorbit o grămadă de prostii, dacă intri cu magnetic ring aici, cu converbels te-ai scos. <laughs> nu iese bine. Bun, și la final de tot, deci se duce prin toate, tot, 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 tot da? Deci avem prioritate, cât am zis, 10, acolo încearcă să intre prima dată, după aia 50, de fapt 50, 10, ok, și după aia, astea sincer ar trebui prioritate 5 toate. Că chiar nu contează. Da, toate sunt cu prioritate 5, mai puțin asta, dar și asta poate fi la fel cu prioritate 5. Am insistat eu acolo să intru prioritate 50, dar la fel nu contează. Important este să fie la același nivel de prioritate, că e suficient de deștept sistemul, da? Bun, și după aia, după ce intră în toate prioritățile 5, super, se duce la prioritate 2, da? Tot ce nu s-a sortat deja, ajunge aici prioritate 1, prioritate 0. Da? Și în cele de urmă, prioritate minus 10, adică dacă și astea trei să împline, ajunge la coșul de gunoi. Cam asta ar fi ideea generală. Bun, și hai să încercăm să nu mai... Că deja să mor. Ok, și de aici vin eu din când în când și arunc prostiile de Tinkers. Pentru că prostiile de Tinkers uh, nu mă ajută cu absolut nimic. Noi avem deja toate armele necesare și extraordinare și incredibile. Bam, bam, bam. Și nici măcar n-au esență ca, ca, să le pot folosi în Tomcraft. Bun, acum că mi-a luat 5 minute să vă explic ce cu camera asta magnifică și mirobolantă. Așa, hai să ne uităm un pic în cărțulia noastră. Deci avem camera de sortare finală, asta v-am explicat. A, domnul de frunze și de, de, frunze de la zâne. Hai să vi-l arăt pe ăsta. Ah, uh, uite o chestie pe care am uitat să vă arăt. Um, Anchor-urile astea din ce știm, din Ender eu, deci Travel Anchors, știm că le denumeam aici, da? Ei bine, se pare că poți să le pui un item și dacă, uite așa se vede mai bine, poți să le pui un item și să-ți apară așa, în loc să-ți apară cu text, uite la, la ferma noastră de monștri am pus un os, da? Îți apare itemul respectiv și îmi place enorm de mult chestia asta. Bo a, bun, că e și seara ca să pot să vă arăt. M-am mâncat. Să... Așa. M-am mâncat și am făcut o mică căsuță specială. A, dar nu se vede de aici. Firar. O mică căsuță specială de Thomcraft. Și am făcut-o fixă acolo unde am pus zenele, Am zis că vrem să punem la zene acolo. Uh, hai să mergem pe cărarea asta că Am pus o ciupercuță roșie. Am plantat un copăcel, doi copăcel. Și am făcut aici o, o scăriță. Uh, și ăsta e Silverwood. Pereții sunt din Silverwood. Podeaua este din uh, mangrove. Mangrove dat prin chisel. Asta e o ușă pe care o avem de, de la un quest. Walnut door din Forestry. O ușă din uh, Treated Wood. Așa. Și sus domul de zâne. <laughs> Cineva a spus la un moment dat în, într-un comentariu cum că ar fi interesant să le fac un dom de sticlă ca să stea aici apropo, alea sălbatice care zburau, nu știu, unele au dispărut, nu le-am mai văzut la un moment dat. Um, și am zis, uite ce idee interesantă să le fac un dom de sticlă, numai că hai să ducem un pas și mai departe și să le facem un dom din frunze. Și am ales uh, frunze de oak. Da? După aia vedem că sunt unele frunze care sunt un pic înflorite. Ala, ala e oak de Bionzo Plenty. Flowering oak. Da? Avem din forestry un apple oak. Să dea un pic de roșu acolo. Măi. Așa. Și un pic de silverwood pentru un pic de albăstreală. Nimic extraordinar și mi se pare că arată superb. Deci pur și simplu cu... Ia, stai, cum se cheamă, mă? chestia asta din Open Blocks Enhanced Building Guide, am găsit setarea pentru un, o sfera da? i-am găsit dimensiunile necesare și am trântit, inițial am trântit totul cu frunze de oak și după aia am spart câteva frunze de oak și am construit se construiește numai în, în găurile lipsă, știi? Cu restul de frunze și tot așa am continuat până am fost eu satisfăcut cu, cu ce a ieșit în cele din urmă Bun... Astea fiind zise, hai să mergem mai departe, hai să dormim aici și să vi-l prezint pe gușterul de hamster, unei stăticule. Bă, deci ăsta, dacă ne uităm în stânga jos, e în continuu, îi este în continuu foame, ui. Deci eu n-am văzut așa ceva să-ți fie foame în halul ăsta. Bă, dar în continuu, bă, în continuu. Mai vin aici, ai, mai dau trei semințe din astea. Vino mă, umpleți fălcine. Nu știu dacă observați că îi se umflă fălcile când îi dai zi de mâncare. De asemenea, am, am trezit că era și sete, mă. Îi, vine sete din când în când. Și trebuie să i-am făcut o piuă din asta din Animania, că din moment ce ele din Animania, are nevoie de piuă din Animania, că doar de... nu cred pe acolo, că nu cred că mai avem nevoie. No. Uh, lui îl aveam pe umăr, i-am făcut poză pentru thumbnail de data trecută. Și am zic hai să-l pun de pe umăr, să-l pun aici jos. Am făcut crouch click doar pe blocul ăsta. S-a pus în bloc, mă, și mi-a murit. Deci, rip. <laughs> Apropo de episoade, dragilor, um, o să facem mai rare episoadele. Adică nici măcar o dată la două zile, pentru că al vostru trag și cum ne trebuie să se focuseze un pic pe alte prostioare. Și deși mi-e drag, mi-este extraordinar de drag să intru și să mă joc și să fac sisteme și chestii de genul ăsta, um, nu pot. A, a, am nevoie să mă ocup și de alte chestii. Pare rău. Bun. Hai să vedem aici. Deci camera de sortare, domnul de frunze, hamsterul vieții. Bun. Hai să ne ocupăm cu ce vreau să facem în episodul de astăzi. Bă, A, serios? What the hell? Dubiosule. Și acum pot să mă duc mai frumos în... A, dar stai! Nu, nu, nu! Am mai făcut ceva în camera aia, dar nu v-am arătat. Vis. Am legat un, un storage bus de fix de cufărul ăla cu, cu cristale, dar doar de ăla, din toată camera. Mi-a fost de să leg și de restul și oricum e dubios de... După aia m-am gândit eu și la prostii de genul ăsta. Dar de, de cufărul ăla am, am băgat aici. Am, avem acces la absolut toate cristalele respective. A, bun, așa, hai să mergem în Nether. Să vă arăt ce vreau să facem în Nether. Deci, noi avem o cameră de monștri în momentul de față, da? Sim că cred că trebuia să mai luăm ceva, dar nu știu ce. Um, pământ, firar. Pământ trebuia să luăm și chestii de energie. Firar, firar. Am uitat. Deci noi avem o cameră de monștri. Vreau să mai facem două camere de monștri. Una în nether și una într-un biom de gheață. Deci vreau de aici niște dirt, te rog frumos. Dăm un stack, ar trebui să fie suficient. Și pe aia la capitolul Sales dăm una și mai facem încă una. Ok, și fom două carduri din astea. Mersi, cardurile trebuie să ne ducem să le legăm. Așa, stai două secunde, să le legăm la sistem, da? Un link ID 7, perfect. Uh, în Nether, pentru că vreau blazuri și să vedem dacă avem un noroc prostesc de capete de um, a, tu mai am asta aminte că mai vreau ceva Firar! Bine, ok, hai că mă duc după aia, nu-i problemă hai să, hai să facem treaba asta și după aia Mamă, e de treabă Trebuie să range upgrade pentru tâmpiții ăștia <laughs> oh, 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 oh. Bun, mă acolo. Am, după cum se poate vedea, am făcut o cameră aici cu stone. Dacă ne uităm un pic pe hartă, vedem cât de multă lavă a pompat pompa noastră. Da, vedem că e foarte interesantă treaba. Și am făcut o cămăruță fix deasupra nivelului lavei și am mutat portalul mai jos ca să fie în cămăruța asta să nu că, Din nou, v-am zis, nu contează uh, înălțimea la care e, da? deci nivelul Y, contează doar X și Z-ul. Uh, bun, mătăluță, bam acolo. Totul pe ieșire ca să și asta niște energie, perfect. Ok, după aia de aici am nevoie de un ender chest și un ender tank pe esență, cu verde, verde, verde. Ok, am nevoie de un item duct, un fluid duct. Bam o dată, bam o dată. Bun, aici am un două pe ieșire. Bun, aici am un două pe intrare. Bam, bam, bam. Doar pe intrare, da? Cam asta ar fi ideea generală. Ok, pe tine te spargem de acolo. Uh, mai dăm de aici că trebuia să mai iau o piatră și am uitat. Ok, nu mai am Drop of Evil. Dacă ne aducem aminte, noi am făcut pământul ăla, cum se cheamă pământul ăsta? Curse Earth. L-am făcut cu un Drop of Evil, l-am pus pe pământ și s-a întins instant cumva, da? acel Curse Earth este de fapt o iarbă specială, da? Pe care se spunează moști. nu poți să-l cu Silk Touch. Nu merge. Dar am descoperit că poți să îl fraierești cu aceste cardboard boxes din mecanism. Da? Și asta, mă rog, asta o să trebuiască să așteptăm după el să se întindă de aici un picuț. Hai să ne asigurăm uh, că suntem într-un claim chunk și chunk loaded. Bun. Da, deci asta este un chunk. Corect. Și aici uh, portalul nostru l-am pus acolo. -am, am extins camera un picuț și pentru portal ca să nu... Nu fac eu griji că vine în nether și, nu știu, se spunează gastul pe mine sau alte prostii de genul. Să sperăm, să sperăm. Un F9 de două ori, te frumos. Uh, deci mai am nevoie la tine aici de ce mai am nevoie? De range. Trebuie să venim cu un range, da? Bun. E, eh, și deci aici am nevoie din nou, deci blazer și capete de uidar. Eventual mai și niște oase de uidar ar fi foarte, foarte bune. Bun, my friend, uh, ziceam că range adon, am nevoie de plus 2. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Ok, și înainte să mergem în nether, mergem imediat și în nether, am mai făcut o cameră din asta, tot la fel suntem într-un singur chunk, da, a venit vorba, hai să îl încărcăm, deci click normal sau click dreapta ca să-l scoți, click, click, da, sau cu control click, shift click, shift click, shift click ca să-l faci și chunk loaded, da, ok, și acum chunk-ul ăsta este încărcat în memoria calculatorului, bun, mob crusher, Bam, bam, bam. Sub tine, my friend, bagam energie. Ok, toate pe ieșire. Link id -ul. Perfect, ar trebui să ai energie. Bravo. Okay, deci, am zis un ender chest. Un ender tank. Un item conduit. Un fluid conduit. Ambele pe ieșire de aici de la tine. Ok, ambele pe intrare și la tine și la tine. Bravo. Ok, și din nou, cum spuneam, bam, 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 pijmă, da, ăla e, așa, bun, și asupăm repede gaurica, ca firar. Dă-mi dă o piatră de undeva de aici. Așa, și nu stiu, asta cu bucat de pământ momentan, ca nu -o fi foc. Ok, și iar baia o să se întindă, eventual chiar putem să verificăm acum, are pe jor, unii stăticule. Cu, cu asta de Inferium, din păcate știm că merge doar pe un singur bloc, dar teoretic ar trebui să fie... A, știi ce? Mai putem să mai îl accelerăm cu Time in a Bottle. Ia, yeah, stai. Ia uite, ia uite cât de repede se întinde acum cu Time in a Bottle. Ah, da. Păi nu, stai, stai, stai că fac prostii. Range Adon. Ăla-i tati. Bravo. Bun, și mătăluță teoretic, ar trebui să spuneți. O, oh, exact. Bun, perfect. Fix asta vreau să se întâmple. Deci a, a picat ceva blitz și vreau și blizz Deci sunt două, două animale speciale din Thermal Foundation pe care le vreau. Bun, și teoretic, dacă nu știm înapoi a sică. Ok. A, ah, nu, nu, scuze acolo. Stai, stai să eliberăm un pic aici în Deci nu mai am nevoie de tine. Tu poți să te duci. Come on, se mișcăm un pic. Am, am, impresia că am făcut ceva o prostie. Și mi -a... Am strică pe aici niște, niște chestii. Mi s-a gat sau mi-a dat niște crash-uri. Am stricat eu ceva precis, că sigur de la mine e că săracul joc n-are nimic. De la joc, vă spun eu. Bun, ok. am um, Hai să mergem în aici, la tine. N-am mers bine. Dar știi ce? Pentru că o să mă nenorocească dacă nu fac chestia asta, Îmi mutăm la 5 ciancori. Bun, deci am nevoie așa. Hai să vedem. Ne mergem la tine. Mătăluță, hai să vedem aici ce ți-a picat. Uh, pulverized Obsidian, ok. Bazalt, deci ăsta trebuie să-l filtrăm. Deja vedem care este procedura, da? Ok. Um, da, cred că ne putem băga în asta mare. Și mai vreau... A, nu v-am explicat asta. Ho, 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 să vedeți că deci mai e chestia. Ha, 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 Deci vreau așa, vreau un drawer, te rog, de 2 pe 2. Vreau shift click dreapta, shift click dreapta ca să iau doar câte unul. Te pun jos, click dreapta, click dreapta. Iam e drawer key, quantify key, bam, bam. Ok, asta ah, e scuze. Bă, așa. Mă enervează că îmi blochează ăla, dar e, e corect. Sunt, sunt, de acord cu ce se întâmplă că mi-l blochează. Bun, deci am pus pe matruța acolo și mai vreau un blaze rod, my friends. 12. Ok, bun. Uh, pentru că asta o să vină din nether. Fiți atenți am făcut aici. Nu știu dacă se vede. Bun, deci avem punctul de acces din exterior care are un wireless access point ca să pot eu să îmi folosesc telecomanda aici, da? La sistemul cel mare. Uh, din nou, un EMI storage bas din nou de la sistemul cel mare și am aici un EMI storage bus și un terminal. Care-i șmecheria? Am avut nevoie de un mini-sistem în interiorul acestei camere care să-mi zică dacă am sau nu deja un... Uh, un item în sistemul ăsta, da? Deci am nevoie de un sistem care să nu fie legat cu sistemul cel mare, să fie legat doar la sistemul ăsta, că la un moment dat o să fie atât de mare peretele ăsta, că nu o să mai țin minte ce am pus deja și ce n-am pus deja, da? Deci eu aici dacă dau să caut ceva, deci fix acel serv, pentru că probabil servo, da? Dacă îl caut aici, serv, o să văd că am servo ceva, da? Și ca să despar cele două sisteme, dar în același timp să pot să-mi iau curent de la sistemul cel mare, am folosit un bloc de quartz fiber. Deci vedem că seamănă cu cablu normal de, de fluix, numai că ăsta transferă numai curent electric. Nu transferă și uh, informație, da? Și în felul ăsta am două sisteme separate în aceste cameră, numai că unul ține strict de uh, sistemul de certain, așa. Bun, acum că am clarificat și problema asta, my friend, afiraj. Da, e, e, foarte dificil aici, sunt de acord, dar ne descurcăm de noi, nu e problemă foarte mare. Bun. Hai să ieșim de aici și să ne ieșim repede în Nether ca să pun Rage și la nenala de acolo, că săracul se, se întinde pământul ăla, dar nu-mi iau blazer și nu-mi iau nimic din, din aia de 5 pe 5 Stau să mă gândesc dacă trebu ar fi trebuit să fac eu 9 pe 9 până la urmă. Nu știu ce să vă zic, chiar nu știu ce să vă zic. Bun, și mă tot Ăla e tati. Ia uite, deja avem un blaze rod în plus acolo, da? Bun. Da, și tu nu te spanezi nimic? Se mai spunează că pe un... A, fluide sunt da, da, da. Mă, de ce a rămas fluide sunt aici. A rămas pentru că e plin Ender Tank-ul din cauza aia. E niște sulf. Nu știu dacă am sulful băgat în sistemul ăla. -o să ne fie super bine Auzi? Acum realizez Aici teoretic s-ar spona și uh, uh, Zic gasturi Nu cred că e doar Trei înălțime, nu? Trebuie să mă uit Știi ce? Dacă e O să mă interesez Dacă e și ceva la, la o adică uh, O să fac eu mai mare chestia asta Off camera, da? Dar acum pentru voi Ca să înțelegeți cu ce să mănâncă Facem doar atâta Văd că se spunează destul de greu aici Totuși Ia să vedem cât de mult s-a extins pământul ăsta, mai friend. Ah. Asta mai a spunat un blaze acolo. Hai că se întinde ușurel, ușurel. Spun că aș putea să-l forțez pe la un pic cu time in a bottle. Hai mă, du te întinde -te și tu în laterale. Așa, așa. și pe diagonală, că nu fi foc. O să iau un pic cu zancele din mod, o să se întindă, nu e asta o problemă foarte mare. Bun, hai că am scăpat și de grija asta. Da, și din când în când mă duc în, în camera aia de sortare finală, văd ce a mai intrat în cuferile mele și le adaug în, în sistem, dacă am asta ar fi ideea generală. Bun, asta fiind zise, dragilor. Hai să dormim, pardon, pardon, hai să dormim repede să vedem dacă gușterul mai are nevoie de semințe. Se foame, mă? Bineînțeles că e foame. Bă, deci în continuă, n-am văzut așa ceva. Bă, dacă îți dau doar o sămânță, ești fericit? E well fed și breedable. Nu-ți mai dau, du-te-n puii mei. Și așa văd că ai deja un pic în falcă, cred că ți-am dat două în loc de una. du te pana mea. <laughs> um, ce vrem să facem? Da, vrem să ne apucăm de Stormcraft un picuț. Uh, dacă ne uităm puțin în quest logurile noastre și toate cele, blochează asta că vă că nu vrei. Avem așa progresie. Thumbcraft, Astral Sorcery, Botania. Nu știu unde o să ajungem astăzi. Dar aș vrea ușurel, ușurel să, să ne facem de cap. Da? La ce vrem să ajungem? Vrem să ajungem la... Sincer că cred că putem direct în Botania. Vreau... Stai cam în sistem. Mereu uit. Mana, ceva mana... Mana Steel, mă. Vreau să facem Mana Steel. Ca să facem Mana Steel... Trebuie să arunc un iron ingot într-un mana pool. Orice fel de mana pool nu contează, da? Bun, avem nevoie de mana în primul rând. Avem nevoie de living rock wood. Care living rock wood se face din arcane stone. Uh, a, arcane stone-ul? Huh. A, păi stai puțin, că înseamnă că nu trebuie să trecem prin stonecraft. Ia, yeah, stai, 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 stai. Uh, Pure daisy, my friend. Uh, pe poate chiar... Ah. Of course, trece, trebuie să trece prin astral. Bun, și la astral, ca să poți să te fac pe tine, Suti marble și marble. Suti marble. Se face ușor? Orice fel de marble? Cred că da. Ia fiți atenți, fiți atenți, că poate, poate reușim o treabă. Um. băi, toți că fac, știi ce? Tozi că fac range cu electorul ăla și uit. Nu se face fă mă, fă mă, te frumos și cu un hopper. Ca să luăm și quest-ul de față cu voi aici, a? și pe aia mă descurc eu cu el. fă să nu-l uit mama lui de range collector. Poate mi de acolo. Ești mă ok. Știți că aveam un hopper aici? Un hopper, un, un, vacuum ceva, un aspirator, de ne luam permanență, toate prostiile. E fix aceeași chestie, da? Numai că poți să-i pui respectiv, bla bla bla. Poți să-i spui ce să absorbă. Știi? Adică eu pot să-i spun, bă, uite, uh, mea, nu știu, uite, între pământ și gravel, da? Pot să-i zic, vreau să-mi absorb doar pământ. Și eu acum arunc pământul pe lângă el, mi l-a absorbit, dar gravel nu o să mi l absorbă. Asta știe să facă. Și e foarte bun pentru automatizarea din uh, actually Actual Editions. Da? Și uite, are un inventar intern aici. Mama lui că mereu zic că vi-l arăt și uit să vi-l arăt, mă. Bun, treci, treci înapoi acolo, gata. Mersi, apreciez. Cred că putem să luăm și un quest de la tine acum, din Ashley Editions. uite Claim. Back. Și mai avem și o grămadă de alte prostioare. Pe aici, Power Furnace, avem niște dropare din, din, din modul ăsta pe care o să le putem folosi. Enter chest! Ha, ha, ce mă bucur! Bun. Ce făceam, mă? Așa, astral sorțuri, așa, astra, așa, așa. Deci, din nou, vrem să facem uh, mana infused steel. Punem, îl salvăm pe asta, da? Asta se face într-un mana mana pool. E în engleză așa că să n-aud comentarii. Bun. Uh, white petal asta se rezolvă, nu e o problemă. Diluted asta light blue iarăși nu e o problemă foarte mare. Deci living rock e o problemă foarte mare, da? Living rock e o problemă foarte mare pentru că trebuie făcut cu Hai să facem așa, Arcane Stone, ăsta se face lejer, deci nu avem nevoie de uh, nimic special. Bun, problema este cu Pure daisy -ul. Pure daisy -ul se face numai într-un Petal Apothecary. Petal Apothecary se face numai într-un Luminous Crafting Table. Luminous Crafting Table are nevoie de nici un Crafting Table, niște Marble, orice fel de Marble și Suti Marble, da? Bun, nu știu de ce te faci și acolo și acolo, nu cred că contează foarte tare pentru noi. Bun, hai. Avem nevoie de crafting table. from două, te rog frumos, că simt eu că o să fie necesare două. Așa, avem nevoie de un pic de marble. Bun, marble i-am un stack să fie. Așa, după aia am zis că sutii marble se obține așa. Um, făm un stack din astea. Bun, mersi, apreciez foarte tare. Bun, acum, ăsta vedeți că zice aici plus starlight. Deci nu se poate obține chiar oricum. Bun, hai să vedem dacă noi aici mai avem altarul de astral. Bun, perfect. Bă, să știi că eu nu mai știu unde Dumnezeu lui suntem. Dă-mi dă un zoom out, te rog. Bun, deci suntem aproape de casă, da, suntem în biomul ăla și mencher. Ok, bun, și aici avem nevoie de, avem nevoie de un crafting table, să-l punem încă un cristal din asta. Automat, cristalul face un fel de luminiță, Ok, și aici facem așa. Și teoretic putem să o luăm? Da. You learn about exploration. Bravo, my friend. Bun, acum, întrebare. Um, eu nu mai ți minte exact. Avem nevoie de un wand la tine, dar. Um, deci am zis că tu te faci numai în ăsta, da? Bun, hai să vedem. Deci avem nevoie de un Mystical White Petal. Asta este Cobblestone. Trebuie să facem rost de niște flori, da? Dar până una alta, o resonating one, my friend. Uh, cred că putem să facem rețeta asta. Ok, hai să mergem a pe repejor. Așa. Și am nevoie, deci marble avem la mine, la noi, avem nevoie de niște un ender pearl. Avem nevoie de două, cum se cheamă? <coughs> nu, wand, wand. Da e, deci asta l-am făcut, asta l-am făcut, putem să scoatem, am nevoie de wand-ul ăsta, mamă, de wand. Aquamarine. AQ, AQ. Am am acu-marin, Am un cufăr aici, de astral A, da, uite. l um, dăm două din asta. Cred că o să mai avem nevoie de mai multe de atât. sincer să fiu cu voi, dar... Uite, și am niște marble pe aici. Am o grămadă de... Ia, știi ce? Hai să le luăm pe asta în inventar. Ia și acomarinul pe să le lăsăm acolo, că nu avem nevoie de ele. temporar, temporar. Nu e bai. Bun, și hai să mergem înapoi la altar. Ok, pe tine cred că te putem sparge. Putem să punem luminos crafting table aici, cred. Petic, o știe. Așa. Sau poate că nu putem. Deci nu ți se încarcă absolut deloc starlight-ul? Ha. Ok. Mă, nu problemă foarte mare. Ne ducem a căsica. nu e nu -i problemă foarte mare absolut deloc. Bun. Uh, vreau un, un anchor, te rog. nu mi mai țin minte dacă ți-am făcut rețeta, Da, bravo. Bun. De fapt, vreau două și Mai facem încă una. Așa o dată. Bun. Bun, bravo. Și pe aia mai vreau... Nu știu dacă sunt flowers. Mi se că flower. Ia, stai un pic, două secunde. Noi aici avem... Dăm questul. Ok, Illuminator dăm questul. mersi. Din Botania. N-am N-avem nimic din Botania. Mă interesează, dar nu știu dacă o să-mi dea... Petal, flower, vieți. Ia mă, avem pe aici o flor. Avem! Oh! Oh! I love you long time. Și avem și manastir un picuț. avem niște floricele. Tu ce ești, mă? Uh, ok. Asta e pentru făcut culori. Nu, no, bun, hai că... No, și avem și patru uh, Black uh, Lotus, care astea sunt uh, practic niște consumabile de mana, Le arunci în, în mana pool și te, rezolva. rezolvă. Bum, mâncare! Pa, 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 pa! I love it! Ce mai dai? Supremium Apple. What? 8. Absorption 2 Speed 2 Resist. Oh my god! <laughs> Băi, e tot de mâncare, știi? Bag acolo. Bagă că nu zic nu. Bun, uh, Mystical White Petal. Mai friend, o să avem nevoie de foarte multe pe parcurs de la mătăluța. Dar, până una alta, eu vreau... Vedem ce ne este cum ne iese. Și deci aici, la 90 și ceva de metri, în direcția asta generală, noi avem punctul ăla pe care l-am descoperit acum ceva vreme. Dacă vă, mai vă aminte cu un uh, Fossil Rezonator. Ăsta, în mod normal, dacă ne uităm în quest de Astral, e destul de departe. Uite, la bea aici, faci jos de el. Știi? Dar noi l-am luat de la un quest și o să ne ajute extraordinar de mult. Mai um, my dudes, cred că unul din travel astea o să fie undeva pe aici. Cel mai probabil. Și la mătălut să punem o petală. Aoleo. Auzi? Am un angel ring. Bravo, tati. Uh -huh. Uh -huh. Da, nu cred. Cred că o să trebuiască să facem noi niște teleportare mai... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și fix aici ești, da? Bun, și aici trebuie să ne ducem. Deci fix în punctul ăsta. Nici mai așa. Pot să ajung în sus? Da. Trebuie să ne ducem până la Y. 128. 132. Pot să mă duc mai jos. Vreau să mă duc mai jos pentru simplu fapt ca să fie mai aproape de, de punctul ăla, știi? Se sparge, mă? Hai Mai sus, mai sus, mai sus. Asta e tati. 129. Perfect. I love it. Asta e. Bun. Și aici, fix în punctul ăsta, punem șmecheria noastră. Da? Și lângă el, undeva aici. Bun. Uh, uh. Îl văd pe ăla. Da, perfect, 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 perfect. Deci le-am pus exact unde trebuie Oh my god! E full! Bun. Și nu te cred că am acces la sistem. Băi, nene, mă. Ok. Cobra, așa. Deci am nevoie de... Așa, bun. Niște cobblestone să fie. Jumătate de acolo, sigur. Și am zis așa că deci am făcut, stai am făcut Wando, că nu mai știu dacă am făcut Wando. Un pic de Starlight. De ce nu vrei ma să te... Nu e mamă. bani... Asta se face într-un crafting table. Să mor tu. Ok, fiți atenți cum facem. Uh... Deci trebuia, trebuia, să facem chestia asta acolo. Aia, aia e de fapt ideea generală. Asta așa. Bă, deci pune-te tu acolo că nu, nu, vrea să se facă decât așa, cred. Da, mă, uite mă, uite mă, goștea rumă. Mă, te mai aici că parcă vă că mai avem nevoie de tine. Bun, 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 bun. bun. Ăla tati. Bun, și aici, deci l-am scoatem pe asta. Bagă-te acolo. Clic dreapta ăla tati. Putem, știi ce? Ascundem punctul ăsta. All off. Că mai enervează. Bun, și ăsta mai animația. Trebuie să facem o platformă aici, că e păcat. Dar o să ajungem să facem platforma cu Sutty Marble. De fapt, știi ce? Că știu sigur că o să avem nevoie de Sutty Marble. Bagă, tati, fă-ne. Ce mă duceam Bun, și știi ce cred că mai vreau? Mai vreau nu mai am loc, nu mai am loc în asta. Opa, de ce a fost lag-ul ăsta enorm? Bun. Ok, și mătăluță. Pot acum stau și pe tine și pe tine ca să vă înlocuiesc cu sooty marble. Și mai vedem pe parcurs exact unde vă punem, da? 1, 2, 3. Așa, cred că pot să te pun aici. Ok, mătăluță, ce mai putem arunca? Ăsta putem arunca. Bun, acum, petălă poate veții. Um, deci, nu, no, pe tine te lăsăm F7. E vreun punct unde se spunează moaștri? Nu cred. Dumă jos, așa. <laughs> Bun, petălă poate chiar. Pe poate Încerc să-mi iau cam dacă puteam să băgăm apă în el, dar nu mai știu exact. Cred că putem să băgăm apă în el. Ia, fii atent. Under tank. un under tank cu apă, ah, te rog, dacă mai ai. O, oh, slavă cel. Da, și vedeți că am rămas fără prostia aia. Bun, dăm niște lapis. Uh, uite aici, un, doi, 3. Bun, și nena, asta cred eu că teoretic merge să-l... Nu vrea. Dacă te muți deasupra, vrei? Gen aici, la nivelul ăsta. Nu, nici așa nu vrea în laterală. E numai de sus ca la gușteri? Oh my god! Serios? Deci tu mă obligi... Ok, stai așa. Uh, a. Este, mă. Încă mai avem unul din ăsta. Bucket? Nu, dar avem sigur bucket aici. Ăla-i Bun, bine, mă. Tâlharmic ce ești. Așa facem cu tine, da? Bun, hai să vedem. De ce am făcut șmecheria? Hai să vedem Pure Daisy. O, o să, o să fie un pic dubios. Am Zis că fac acolo în partea aia o... Poate că o facem pentru data viitoare o cămăruță de botania, dar văd că o facem momentan aici. Nu e ai problemă foarte mare. Um, ok. Hai să vedem. Um, am nevoie de mai multe astfel de mystical petals. Am nevoie de foarte multe astfel de mystical petals. Ceea ce înseamnă... Aruncă-mi, 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 aruncă, -mi, aruncă, -mi, aruncă, -mi, aruncă, -mi, aruncă -mi inclusiv asta... Am nevoie de niște bone mil B O N E. Bon. Nu stau după două acori, Am de asemenea nevoie de cam asta. Cam 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 cam, cam Mai am spațiu pe aici, mă. Vai de. Aș putea să mi-l folosesc. Ia, știi ce? Bag acolo. Da, ca să mai liber. Ah, am zis că ah, am zis că ne jucăm cu armele alea așa, am uitat complet. F7, ca să scăpăm de tine, dar cred că trebuie să dormim un pic. Hai să mergem la Fomila. Ce faci, bă? E foame? O, ca să vezi, e foame, bă. Vă așteptați? Eu nu mă așteptam, e complet uimitor. Bagă, puștere, care ești. <gângălători> nici m-am uitat la apă, nici nu vreau să mă uit la apă. <gângălători> să văd că moară de foame acolo. Um, așa, da, 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 da. Stai că ne a apucat să răm de, de făcut aici o treabă și am uitat complet. Bun, deci care e șmecheria cu petalele astea? Le poți pune pe jos. Cred că am mai făcut. Cred că ne-am mai jucat. Poți dai cu bone să crească dai cu cama sau cu un shears ca să le iei în alte cum sunt ele și din două petale pe bucată obții uh, mai multe. Se dublează practic, de fiecare dată când folosești chestia asta dublezi numărul de... Da, de 8. am ajuns la 35 de la 20. Și în felul ăsta poți obții super, super ușor să îmulțești petalele pe care le ai, da? Bun, hai că nu stăm după ele foarte, foarte mult. Uh, dăm okay. aruncăm asta, aruncăm bon milu, te rog frumos jmecheria. Ok. Aruncăm ăsta, aruncăm bonmilu, te rog. Am foarte multe prostii în inventarul meu și nu prea îmi place. Auzi, ia uh, crate. Ia fă un crate din asta mare, te rog. Să-mi arunc aici toate prostiile, că simt că mă... Mă simt claustrofob așa și nu știu de ce. Bun, aruncăm prostiile astea și dăm și fuzzy ul cred că poți băga acolo. Și stai că mai am ceva să mi-l arunci. Ăsta, că nu-l folosesc deloc, mama lui. Bun. Ok. Așa. Pure Daisy. Pure Daisy cu patru petale și o sămânță. Deci avem nevoie de niște seeds. Ora că avem la semințe. Ok. Și de asemenea, stai să eliberăm un pic inventarul, că avem foarte multe prostioare. Care să noastră de apă, nu? Bam, bam. Clic dreapta. Păi te urci pe el. A, nu mă lasă? Nu mă lasă. Aproximativ. Așa. 1, 2, 3, 4. Sămânță. Da? E. Right click with an empty hand to add back the last recipe. Da? Sămânță. Bam, bam. Click dreapta. Sămânță. Da? Cât de fain e. Bam, bam. Click dreapta cu mâna liberă. Aruncăm și o sămânță. Um, am făcut 4. Uh, Cred că 4 este suficient. Da, trebuie neaparat, neapărat să... Hmm. Alcă pe la acolo, Să ne facem... Nu știu dacă o cămăruță neapărat. Asta să mă dacă să e vreun monstru pe hartă în jurul meu. Nu, suntem ok. Uh, nu știu dacă o cămăruță, cât mai degrabă un spațiu mai mări cel pe aici, pe platforma asta. O să mă apuc eu să fac. O să fie și punctul din nou. O să fie punctul de teleportare la acolo sus. O să fie super lejer. Bun. Așa, hai să scăpăm un picuț aici de toate cele. Ce facem cu aceste pure daisies? Vă întrebați voi oare. Păi le pui pe pământ. Aici grijă să fie un spațiu la un bloc în jurul, așa, deci... 1, 2, pure daisy. 1, 2, pure daisy. Da? 1, 2, pure daisy. Așa, aici, de fapt, din nou, nu contează ce tip de bloc este acolo. Absolut deloc. A, vai, ce credeam că te-ai pus strâmb. Ești în același rând. Bun, ok. Și acum am zis noi că facem Arcane Stone. Arcane Stone, orice fel de vis cristal în jurul oricărui tip de piatră. Dacă avem o grămadă de vis cristal, mai friend, aici. I-am perdis eu, nu cred că contează, nu? Bun. Și câte putem să facem? Putem să facem 32 odată. 36. Nu le-am numărat bine, mă? E așa. De ce îmi dă atât de multe? Ok, bam, bam, bam. Da, și rămân cu 4. Da, uite aici. Asta e de screenshot. ta na na ta na ta -na, na Bun. Și pe asta lăsăm acum să-și facă el de treabă. Cât timp ne uităm de deci ce o să se transforme în Living Rock. Ok, și am zis noi că cu acel reveal rock o să facem noi niște chestii interesante pe aici. Bun, mai departe, trebuie să facem rost de white petal block, care cred că putem să facem deja. Stai să mi aruncăm din prostioarele astea. Scoate și pe de acolo, te rog. White petal block și mai avem nevoie, ai zis tu, de light grey. My god, g a y firar, nu avem Ok, nu-i problemă, nu avem floarea aia, dar nu-i problemă absolut deloc. Botania are un fel de fertilizator special. cine îl vede primul are nota 10. Ar trebui să fie pe aici, pe prima pagină. Uite-l. Floral Fertilizer. Ok, dă-mi... Păi câte vrei tu să-mi dai? Nu zic nu. Bravo. Care acest Oh, hello! Bună, bună, bună! E, voilà, și-am făcut rost de Living Rock. ta na, -na, -na bagă și pe astea să se transforme acolo rog frumos. Uite că era una verde aici, dar nu avem nevoie de verde. Noi avem... Oh my god, ce-am făcut? N-am vrut, iartă-mă. ia toate prostile astea înapoi. Așa. E vreun grey pe aici. Random așa. nu e problemă, din nou, cum spuneam. Bun, și ăsta uh, îți crește flori. Light grey. Uite-o, mama ei, din prima am nimerit-o. Oh my god, nu vine să cred. Zice? Ia, du aici jos și aruncăm prostiile astea. Tu, pe tine te păstrăm, pe tine te păstrăm, pe tine te păstrăm. Ia, stai botania, dă-mi, da, da, da. Flor green ul lasă la acolo, că ăla e o culoare generică și vreau să-l păstrăm. Ok? Și din nou, scoatem la... Unii ești Cam a... e și cam asta. Da unii cam a mea cealaltă. Uite aici. Da? Light gray. Bam, bam, bam. Am zis că niște bone meal. Ta -na -na. E, de ce și îmi dați prostii de care n-am nevoie? Bam, 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 bam. Uite, bă, uite, bă, cum îmi umplu inventarul cu tot fel de prostii, mă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ti, Atenție, dacă le spargeți fără asta, mi se pare că nu, nu vă dă nimic din câte mi-am aminte. S-ar putea să mă înșel. S-ar putea să nu mă înșel. Bun, și mă trebuie să avem nevoie și de blocul ăsta. Perfect. Așa. Din nou aruncăm asta, punem asta la cu ei. Așa, și am zis că mai avem nevoie, cred că de light blue sau ceva. Deci tu odată așa, diluted mana ball, da? Și nu cred că avem rock crystal din astfel sorcery. Nu, no, du-te aici. A? Nu avem, nu? Ferrar. Ok. Nu e problemă mare, numai că... Cât e ceasul? 8, ne uităm deasupra hărții, sus acolo, 8, 0, 6, 0, 7, 0, 0, 0 până la 10 mai, mai sunt vreo 2 ore in-game de așteptat. Cât așteptăm? A, trebuie să fac gros de acest rock crystal, știi? Cât așteptăm? A, nu, 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 nu m-am dus bine. Aici. Trebare. Hai să ne uităm un pic pe questuri. Uh, deci l-am luat și pe ăsta, bun. Dar mă interesează, ok, uh, gate-ul de, aș ah, îmi dă un flower pouch, Nu avem nevoie de flower pouch ăla. Bun, uh, botania. Bun, îmi dă un lexic ca Uite, și niște flower fertilizer, dar am uitat, am uitat. Run command script, probabil, ok, dă și tu, dă și asta XP, aici am dă un loot chest, am făcut și pure daisy, bravo. Ok, și aici ne ocupăm aici de, de mană, ăsta în momentul de față, da? Pentru ăla trebuie să muncim. Bravo, mamă, deci cât, câte botania din asta avem ca să se că avem o grămadă. Ia uite, ia uite, aruncă și pe asta acolo. Uh, ăsta îl aruncăm în partea cealaltă, ia să vedem. Terra stealing Unul singur. What? Transformer Upgrade, pe care am văzut că nu mai avem nevoie de ele absolut deloc. Și Villager Market. B, te cred pe cuvânt. Băi, Terastiling, ești nebun? Ha, ca să vezi. Bun. Uh, tu treci acolo, te rog. Ok, bun. Hai că veni seara peste noi, a? Sau nu? 9.52 daytime. Nu-i soarele? Hai că e bine, e bine. Suntem unde suntem trebuie să fim. Vreau să mă teleportez, my friend. Undeva departe. Cât de departe vreau să mă teleportez? Pixie Village. Sigur, de ce nu? I love it. Dumă în Pixie Village. Și știi ce? Cred că vreau așa. Bun. Și fix am început să apară ceea ce căutam. Nu știu dacă vedeți că sunt niște mici particule. Zim că nu e fix deasupra. Opa, uite și aici una. Da? Uite, 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 uite că se vede e, e o particulă aici, da? Bun. Ce indică particula aia? Particula aia indică că undeva în adânc există un rock cristal pe aici pe undeva, da? Bumba e că e la un nivel foarte... U, vreau aluminiu, dă-mi. Gimmi, gimmi. Bumba este că e la nivel gen bedrock. Și trebuie să stai ca tâmpitul. Hello, bună, 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 bună ziua. Cristale, nu avem nevoie, avem căcălău. Undeva tu ce ești, mă, col, n avem nevoie de tine. Carbune nu-i nevoie. Parcă văd că dau de el și îl, îl iau cu siltaci. Nu-i problemă oricum dacă îl luăm cu siltaci, că avem celălalt în cop. Suntem <coughs> la Y8. Ia uite, deja se văd acolo, se văd particulele. Zici tu că... Aha, era prin perete, mă, și nu-l văzuse. Bun, și pe mătăluțe te luăm cu uh, Fortune. Unii ești? uite te aici. Asta e că nu, nu, merge așa, trebuie să fac așa. Da? Și ne-a dat trei astfel de cristale, da? Bun, hai să vedem dacă mai vedem vreo particulă la nivelul ăsta. Uite, să vedem partea aia. Uh, hello! Ce faceți? Diamante! Auzi? De dragul vostru că eu uit. Așa, să ne dea un pic de lumină. Se văd particulele astea, mă surprinzător, la nivelul 4 prin piatră, băi. Mă distrez. Nu da, sunteți mai multe sau... Vai, ce... -am... Tot am impresia că dau de lavă. Văd că dau de bazal, ceea ce înseamnă că e și lavă pe aici, pe nu. Bun, cât de aproape ești? Unde ești tu? Opa! Ăsta e? Ăsta a făcea atâta scandal, mă? Cred că ăsta a făcea atâta scandal. Ia să vedem ce noroc avem aici. Deci 3 de la ăla plus 5 de la ăsta. Mamă, mamă, mamă. Ok, mai vând niște particule în partea asta aici. Ăsta și gata. Doar 3. Nu ne băgăm la mai multe. Că putem observa că ni se umple inventarul și chiar, apropo... Hai așa, bam, bam, bam. Fă-mi așa, te rog. Deu să nu bag chestii de care aș mai avea nevoie. Asta e că am luat a, nu contează. La uite, vezi, se mișcă mai încet acum ăsta decât ăla de, de, de siltaci. Că i-am pus niște restone pe copul de siltaci. Că avea nevoie, cu chiar avea nevoie. Adică am pus, i-am schimbat că să fie cu Evil Infused. Și i-a crescut viteza, dar tot n la viteza asta. Aia. Și după ce am pus restone, Oh my freaking god, am dat de platinum, ești nebun. Cum să dai, mă, de platinum? Ok, pe aici pe trebuie să fie, dar unde? Mai jos? Mai jos, ok, era cu un nivel mai jos. Bun, gimi, 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 mai friend. Ok, și încă patru cristale de aici. Și știți ce? Dacă toți suntem aici și avem restul ăsta, bagă, bagă, vă diamante! <laughs> Băi, deci am așa o, o plăcere să mă duc la minerit. Nu vă puteți imagina. Numai că boba e că o mi ocupă o grămadă de timp, știi? Și nu e bine. Deci trebuie să să nu mai fac chestia asta. Bun, mă să după ce te repare acolo complet, nu o să mai avem nevoie de tine. Ok, hai să eliberăm un pic Ba inventarul, ba, bam, 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 ba, și să ne ducem la casica. Perfect. Și să ne ducem, ce să mai am ce, ce făceam înainte să mergem. A, da, 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 da. Mana, mana, mana. Uite-l. Că mă, te rog, apreciez. A, dar stai că n-am, Bun, de aici la capitolul Cristale, trebuie să-l găsim, apăsând Shift, vedem că fiecare cristal are trei um, caracteristici, mărime, size, puritate, purity și cutting. Cutting înseamnă, hai să zicem, ascuțire, ascuțime, cât de ascuțit este. E, e dubios cutting, dar mă rog. Bun, și pe noi ne interesează acea, acea puritate. Um, când ajungem mai departe în Astral Sorcery, o să avem nevoie de cristale cu puritate cât mai mari, cât mai aproape de 100%. Deci, pentru rețete de genul ăsta banale, manapul și alte prostioare, avem nevoie de o puritate cât mai slabă. 64, 52, 30. Nu, deci asta este în evidență momentan 30. 90. 19, uh, 19, 19, stai așa că l-am găsit pe ăsta de 19, unii lucruri 19, ăla de 19 îl folosim, a? 5 vină încoa Vino încoa harule că nu meriți <laughs> Puritate 5 mă, really? What? Bun, am făcut rost de un uh, Mana pool dintre asta Super extra ultra ordinar da? Bun Și uite că mai, mai avem și quest de aici de, de, prin Loot chest-uri Și alte prostioare de genul, da? Bun, ok, hai să vedem Block of Steel lived din Twilight. Unul singur. Mama ta. Acum te-ai găsit. Bine, las-l acolo. Uh, mâncare, mâncare. Bun. Băi, vreau și eu să ajung o dată să, să fiu nevoit să fac mâncare. Dragon's Breath. 16, mă. 16 freaking Dragon's Breath. Să mă Voi nu credeți că, cred că vă faceți aminte cât de mult ne-am chinuit pentru Dragon's Breath ăsta când, când, am avut nevoie de el. Mama lui de Dragon's Breath. Uh, bagă de tu acolo, bagă și pe băiatul ăsta acolo, te rog. Bun, și aici eliberăm după aia pe parcurs, da? O să mă ocup de asta off-camera. Bun, deci avem... Mana Pool. bam, bam, bam. Ba. Și este unul din ăla șmeche, nu e unul din ăla slab. Nu știu sincer care e diferența. Ia, poate ne zice aici. de mana blocker store mana for later use. and uh, flowers can get the mana they need from them. Use the one of the vertical așa. Consult direct for additional information. A, deci trebuie să ne uităm neapărat în carte. N-am chef, mie lene. Bun, întrebare. Uh, aici, asta. astea mă interesează. Putem să ne facem niște flori. Văd că prima floare pe care vreau să o fac este endoflame -ul. Indiferent Bun, avem nevoie de maro, light, grey ce avem și red, firar Da, deci trebuie să ne ocupăm neaparat de. Bă, știi ce. Nu, tot acolo sus trebuie să mă dau, și nu E într -unică afară. Este 3.21. Hai ca s-a iluminat, e bine că s-a iluminat. Um, nu, tot aici am nevoie de tine să te, să te iau. Mai dăm, deci avem nevoie, din nou, avem nevoie de roșu și maro, da? Ia să vedem, avem cumva din întâmplare BROWN1 red. Nu avem de botanie. Ok, nu e problema problemă foarte mare să nu avem vreo în jurul nostru să ne facă de, de cap. Ok, sparge-l pe tine acolo și hai să vedem ce noroc mai avem. Bun, ăsta alb nu ne interesează. Negru albastru, nu. Deci maro și roșu. Maro și roșu. Dacă am făcut rost de roșu, perfect. Vreau un maro, te rog. Zim cam noroc. Dark grey. Pink sau ce Dumnezeu era ăla. Băi. De ce n-am noroc? Am vine să fac click dreapta de mai multe ori, dar nu trebuie să mă țin. Văd că și aici se spunează. Ok. Mamă, și le-am arus în cele mai urâte posibile și văd că nici nu, nu, vor să ne facă... Știi? Așa se întâmplă mereu. Când ai nevoie de ele, nu le găsești, mama lor. Hai, te rog. Roșu, portocaliu, lime green nu vieții. Băiești de bun, își bate joc. Păi adică își bate joc jocul de mine. De asta nu am vrut să dau continuu pentru că se suprapun. Azi o să știi ce? Spargi și pe asta de aici, că parcă văd că și aici ar putea să se sponeze. Ba, am prins eu un maro și n-am văzut, mă. Al naibii de violet, bă. Violet verde. Nu te cred, ma. Deci nu te freaking cred. Ok, știi ce? Parcă văd că de fapt nu există maro. Nu, nu poate să-mi spuneze maro pe aici și sunt eu gușter. Hai să-l căutăm jur că sigur îl, îl găsim, că maro De fapt, nu, n-aș putea să zic că se găsește peste tot, aș minți. Dar sigur am văzut maro. Deci uite, în ăsta punem toate care țin de botania, da? Și restul cred că putem să le și ștergem la adică... Sau să le aruncăm aici. Bun, și și toate prostiile pământului. Bă, știu sigur că am văzut uneva una maro parcă vă că dau de una maro Știți ce am mai... Pe unde am văzut maro? Sigur, sigur. 100%. la minerit. Dar nu floricele din asta. Există ciuperci din botania pe care le găsești prin, prin subteran. Băi, nu vine să cred că le-am căutat, mă, nene, mă. Uite, și bineînțeles, e câmpul plin de ele. Aici, în, col în colțișorul ăsta de rai. Mama lui de maro. Bun, hai în pana Apoi acasă cu teleporterul Dă-mi așa, te rog frumos, ome. Mersi, apreciez. Bun, și să te vedem aici, mai friend. Bun, deci aruncăm. Așa. Presia, din nou, am că se întâmplă ceva dubios. Nu știu ce Dumnezeu are. Că, bă, mă jur că părea să meargă mai bine. Deci mă jur că în ultima perioadă părea să meargă mai bine, dar uite că dintr-o dată n-am mai vrut. S-a hotărât el că nu, no, nu, no, nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. Ne mișcăm prea repede, prea ușor. Bun, deci uh, revenind. Ce am zis că vrem să facem? End of Flame, da? Hai să ne salvăm End of flame aici, scoatem Manapool. Uh, deci Light Grey, Roșu și Mystical Brown, da? Deci, doi din asta. Așa. După asta și Light Grey. Așa am zis, da? Light Grey Petal, da? Bun. Uh, bag mătăluțul acolo, dăm niște semințe. Ok. Hai să vedem aici, deci un pic de pizza. Apreciez, bam, 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 bam. Ok, e un end of flame. Mai avem de încă trei acolo. Mănuță liberă trebuie să vedem. Bam, Clic dreapta, sămânță, bam, Clic dreapta, sămânță, bam, bam, click dreapta, sămânță. Și aia a fost tot. Bun, și avem patru end of flames. Ce știu să fac end of flame-urile astea? Pe putem obține, arăgăm acolo, te rog, și cred că putem să facem așa, punem pe asta la locul tău, acolo, e, voilà. Pe putem să obținem mana. Acum realizez că putem noi să obținem mana cu ele, sunt ne acordăm claim acolo la tine și bani. ne putem duce în alte prostioare, dar... U, dăm și pe tine, sigur, de ce nu? Dar eu, de fapt, din Botania, am nevoie să transport mana aia. Living Wood. Stai un pic. Infused Wood. am uitat liquid style. Da, deci e o combinație între Botania și Astral Sorcery, mă. Nu putem să le facem chiar oricum. Ok, nu e problemă, ne ocupăm. Cashew Sapling. Diamond Chisel. Nu te cred. Deci nu ne-am jucat deloc cu Chisel în Beats până acum. Ever. Ok, arunc l -o și pe asta acolo. Deci asta e cufărul pe care o să ajungă și le să-l... Stai puțin, aveam Maro aici. A? Nu. Bine. Chiar mă bucur că nu aveam, că cred că explodam dacă aveam Maro acolo. Bun, asta e Sorcery. Trebuie să ne facem asta, Lightwell. Cum se face? Ok. Și asta trebuie să fie, deci doar, ok, bun. Unde este marble meu? Se pare că avem nevoie de niște chestii speciale de marble. Hai să vedem. Uh, uh, tu ne... Nu. Cum se numea mai? Lightwell. M-am prostit. Salvează l așa. Bun, și cred că scoatem și chisel -ul. Uite la aici. Bun. Stai, nu. Scoatem mai întâi prostituțele astea de niște rog. Asta e din Astral, da? Și avem și niște chisel. Bun, bun, bun. Ia, scoatem și un stag din ăla să fie. Bun, și hai să vedem. Deci încă o dată. Avem nevoie de două run marble. Hai să vedem. Deci două run marble de aici din chisel. Așa. Două chisel marble. Așa și încă un run marble. Deci de fapt trei din astea ăla tati. Bun, și tu în ce te facem? Într-un luminos crafting table. Bun, și zici tu că mai ai nevoie de două acomarine și de un cristal din ăla, iarăși slab, da? Puritatea la de 19 putem să-l luăm. A, și mai bine că e noapte? Perfect, I love you a long time. Ok, bam, bam. Și dăm te frumos de aici, resonating wand-ul. Bam, bam, bam. Bun, și repejor, 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 mai jos cum te rog, dă-mi niște marine de aici, auzi, din cyclic avem un block placer, dar cred că avem, automated user, Automatic right click activation using any item. Nu, no, nu, no, nu, no. asta e așa, asta e așa, o să avem nevoie de foarte, ușor, ușor, ușor. Avem nevoie de foarte multă astral mana chestii socoteli. Pune-te acolo sus. Ok. Așa. Bun. Automated user-ul asta, nevoie de ne firar. Am uitat că are nevoie de energie. băgăm și piciorul. Uh. să click. Tu parcă te transformai autom în mechanical user. Mechanical user nu are nevoie de energie? Nu. Perfect. Bun, hai să vedem dacă ne lasă. Mamă, ce teleporturi din astea maxime. Bun, întrebare. Uh, place block, use item on block, right click, upper left slot only. Always on. Activate block with item. Perfect! Perfect, perfect, perfect. Bun, și acum întrebare. Tank. În uh, cap. portable tank basic. 32 de găleți. Ok. Uh, kit. Avem unul de ăsta dacă poți repede. Fomenul asta dacă poți repede, te rog. Bun, deci în mod normal ăsta ține din nou 32 de găleți, dar dacă îl pun jos sincer nu știu exact unde și pun hardened și după aia reinforced acum tu ții în loc de 32 de găleți 288 de găleți da? bun și aici dacă iau niște conduit de fluide una singură am nevoie te rog tot timpul inserează dar nu știu dacă pot să-l văd pe la de sus Un mă să-l accesez. Na, fi rar. Ieta. Crouch click așa. Tu aici, extragem întotdeauna, te rog. Ăla ai tati. Tatic. Bun, și acum avem o sursă infinită de liquid starlight, da? Deci ăsta e un fel de cauldron, da? Avem un mechanical user care face click dreapta în permanență pentru că asta nu ține tot timpul, acel uh, la un moment dat se sparge, da? Avem un uh, user din asta care face click dreapta cu aquamarinul pe coldron uh, cauldronul ăsta, pe lightwell, ca să-l bage acolo. Și ăsta, atâta timp cât are în el un din ăsta sau un cristal, orice fel de cristal din astral, produce liquid starlight, da? Bun, ok, hai să eliberăm un picuțin inventarul că avem o grămadă de prostioare. Ok, și cum mătăluța acum, cu găleata asta, că a venit vorba de găleata F9, da, putem să facem ce loading aici. Ah, păi care mă stai așa că nu-l văd bine. Așa, facem ce loading din acolo. No, uite că s-a și spart unul. Am auzit, s-a făcut un țăc, da? Ah, știi ce? Tu, te poate băga acolo, te, te poate băga acolo. Scoate-mi pe ăla de acolo, mersi. F9. Am preces, am luat un quest, hai să luăm și quest O, o League Starlight, Baga Baga și Fuzzy Grey Zonator, că și din asta avem, mă surprinzător. Light Grey Concrete Powder. Empty Beacon. Ok. Block of Ironwood din Twilight. Un bloc de Ironwood. Bine, ma <laughs> Cât de random! <laughs> um, așa, și ziceam noi, deci am făcut Light well ul ziceam că trebuie să ne facem. Deci, din nou, ne Botania, avem nevoie de Living Wood ca să putem să facem, uh, nu Open Crate, Mana Spreader trebuie să ne facem, da? Și Living Wood-ul ăsta am zis noi că se obține din Infused Wood, care Infused Wood înseamnă orice log, log Wood aruncat într-un liquid Starlight, da? Perfect, întrebare. Dacă eu mă duc și caut după log, nu, bineînțeles, dacă mă duc să caut după sprus, uh, avem un pic, 97, dacă mă duc să caut după wood, wood, așa, uh, uite, poți uh, oare pot să folosesc asta de mandrill? Oh, dude, merge să te folosesc în... Da, perfect, nu avem ce face cu mandrill ăla. Bun, și mătăluța, Facem o gaurică aici, punem liquid starlight-ul care că venim vorba. Asta e un uh, lichid foarte, foarte rece pe care îl putem folosi și la uh, generatorul noastre pe bază de gheață, da? Dar îți dă night vision. Cât îți dă night vision? 15 secunde, nu? Da, 15 secunde de night vision dacă te bagi în el, e fan. Nu e ceva extraordinar, dar e mai mult de amuzament. Bun, și aici zici, mătăluță, că, domne, dacă arunc eu un stack de... Să cred că păstrăm întâmplă ceva. Tatic. Ăla a fost e, Voilà. Și am făcut rost de o grămadă de infused da? E, și frumusețea asta putem să bam bam bam. Bam bam bam. Bam bam bam. Și obținem o grămadă de lemnul vieții. Ești tremul, my friend. De ce era, mă? Living Wood din Botania, da? Iarăși oportunitate de poza. Uite așa să ai pe fundal acolo, deși cred că thumbnail de la episodul ăsta, cred că îl fac eu până la urmă cu domul ăla de, de, frunze care arată prea fain. <laughs> Bun, și cum mă să mai vedem pe parcurs cu ce tema eu copii. Așa, și ziceam noi că după aia, deci am, am rezolvat cu Living Woods, ba, 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 Așa, mai departe ca să obținem un mana spreader, hai să vedem. Mana spreader. Puls Mana Spreader, vor Mana Spreader, tot felul de Mana Spreader-uri. Bun, un Mana Spreader normal. Oh my god. Asta e ușor de făcut. lime e ușor de făcut, dar Illumination Powder-ul, mă. Bă, va de mine, mă. Oh! Nu, tot avem nevoie să facem el Night Bun, dragilor. Dăm asta și dăm toporoș. Se pare că nu putem să facem mana astăzi, din păcate. Trebuie să ne băgăm prima dată într-un picuț de Thumbcraft ca să putem să facem night vieții. Bă, deci mă distruge, mă. <laughs> Mama ta de gușter. Da. Ei, și uite așa, le... ăsta este enigmatica 2 export știi? Te... Te învârți în jurul cozii cu 12.000 de moduri și o progresie de să le modurile între ele de nu mai știi de capul tău. Bun. Cred că a fost suficient ce am făcut astăzi, nu? Mă gândesc eu, zic eu așa. Dacă ați rămas cu mine la Skype până acum, un mic like. și ce? Nu, 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 nu. Un mic like, un comment, un share, un buștere. De la să zicem papa la oameni. Poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. așa, F5. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!